Bună dimineața, bun găsit, dragii mei! Iată, ne ajungem și la o nouă ediție a emisiunii Prima de Dimineață. Suntem la început de săptămână și vă invit, așa cum o facem de ceva timp încoace, să urmăriți matinalul Prima de Dimineață pe Prima TV Slatina. Și bineînțeles, dacă aveți câteva păreri și sugestii pentru noi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Slatina ce teme ați dori să dezbatem cu invitații noștri și, bineînțeles, dacă ați văzut temele pe care le-am abordat în emisiunile precedente, dacă v-au plăcut sau nu. Și, bineînțeles, dacă doriți să urmăriți emisiunile realizate de către colegii mei și emisiunea Prima de Dimineață, o puteți face pe site-ul televiziunii Prima TV Slatina. Și tot acolo găsiți știri din toate domeniile de activitate. Bună dimineața, le spun și colegilor mei din emisie și din platou. Bună dimineața tuturor! Haideți să dăm startul unei noi ediții matinale. Vă spun că de la ora 9 vă dau întâlnire cu invitatul zilei. Astăzi vorbim despre biorezonanță, nutriție și cum funcționează aparatul Moranova, ce este acesta, toate de la ora 9. Așadar, rămâneți alături de noi și trebuie să vă mai spun că vom răsfoi împreună ziarele locale, naționale și mondene din această dimineață. Tot ce trebuie să faceți este să vă așezați confortabil în fața micilor ecrane, să vă savurați cafeluța sau ceaiul după preferință, dar nu înainte de a face puțină mișcare, pentru că știm cu toții, sportul înseamnă sănătate și să ne redea buna dispoziție de care avem nevoie pe parcursul întregii zile. Thank you.
Am revenit, dragii mei, iată puțină mișcare în această dimineață, astfel încât să începem săptămâna cu bine, însă să vedem ce spun și astrele dacă stăm bine cu sănătatea, cu dragostea și cu banii. Începem cu nativii zodiei Berbec, vedem ce le-au pregătit astrele astăzi și trebuie să vă spun așa, că dacă vă pregătiți pentru o călătorie lungă, nu aveți de ce să vă faceți griji. Totul ar trebui să decurgă conform planurilor. S-ar putea ca prietenii să nu fie încântați dacă le refuzați ajutorul. N-ar strica să fiți mai diplomat. Țineți cont și de părerile celor din jur. Dragi tauri, este posibil să fiți în întârziere cu îndeplinirea unei sarcini de serviciu, iar relațiile cu colegii să fie destul de tensionate. Așadar, apelați la diplomație. Astăzi nu sunt recomandate tranzacțiile financiare. Dacă puteți, amânați deciziile importante în afaceri. Faceți-vă timp să vorbiți mai mult cu persoana iubită. Continuăm cu Gemenii. Un prieten apropiat vă ajută să lămuriți o bârfă lansată de o femeie pe seama dumneavoastră. Totul va reveni la normal mai repede decât vă așteptați, așa că nu vă faceți griji. Vă sfătuim să nu mai fiți atât de încăpățânat. Ascultați sfaturile unei rude mai în vârstă. Rac. Nu sunteți prea bine dispus și aveți o mulțime de probleme, atât la serviciu cât și acasă. Aveți tendința de a vă răzvrăti, ceea ce vă poate conduce la certuri. Vă recomandăm să nu căutați să vă impuneți punctul de vedere. Gândiți-vă de două ori înainte de a acționa. Continuăm acum cu nativii zodiei Leu. Aveți multă energie și sunteți hotărâți să terminați o lucrare începută mai de mult. S-ar putea ca un prieten de familie să vă propună o colaborare. Nu vă grăbiți să îl refuzați. În a doua parte a zilei este posibil să fiți atras într-o ceartă cu o rudă mai în vârstă. Fecioară, se pare că vă este greu să țineți ritmul la serviciu, mai ales astăzi, că este luni, început de săptămână, asta spre nemulțumirea colegilor și a șefilor. Partenerul de viață ar putea să vă reproșeze că nu vă ocupați îndeajuns de familie. Vă sfătuim să fiți mai înțelegător cu cei din jur. Balanță. Se pare că familia nu este de acord să cumpărați un obiect de valoare. Chiar dacă atitudinea lor vă indispune, vă sfătuim să cântăriți fiecare cuvânt pe care îl spuneți. Nu fiți impulsiv. După amiază este posibil să primiți o sumă de bani de la o rudă apropiată. Relația cu partenerul de viață se poate îmbunătăți simțitor dacă dați dovadă de răbdare. Scorpion. Se pare că sunteți stresat din cauza unor probleme de serviciu. Puteți să apelați cu încredere la ajutorul colegilor. Oricât ați fi de preocupat de chestiuni profesionale, vă sfătuim să nu neglijați relația cu omul drag. Nu promiteți nimic dacă nu sunteți sigur că vă și puteți ține de cuvânt. Săgetător. Este recomandat să vă ocupați de problemele importante în prima parte a zilei, când aveți ceva mai multă energie. În plan sentimental aveți tendința să vă detașați și să vă exprimați nemulțumirea față de evoluția relației. O astfel de atitudine poate duce la tensionarea relației și chiar la ruptură. Încercați să fiți ceva mai înțelegător și, bineînțeles, mai diplomat. Aveți posibilitatea să faceți schimbări în viața sentimentală, asta le spun capricornilor, care se pot baza pe intuiție în această dimineață. Dacă trebuie să luați decizii importante, acordați-vă un răgaz de câteva zile. O întâlnire cu prietenii v-ar putea ajuta să vă clarificați ideile. Vărsător. Se pare că sunteți nemulțumit de atmosfera creată de un coleg la serviciu. Vorbim de o întâlnire cu prietenii, aveți tendința să vă revoltați fără un motiv serios. Riscați ca aceștia să înceapă să vă ocolească. Vă sfătuim să vă abțineți de la speculații și să nu vă angajați în discuții în contradictoriu.
Și în cele din urmă, pești, s-ar putea ca partenerul de viață să nu fie de acord să faceți noi cheltuieli pentru casă. Vă sfătuim să discutați cu calm. După amiază, este posibil să faceți o deplasare scurtă în interes de afaceri. Și cel mai important, evitați speculațiile. Dragii mei, toate bune pentru astăzi și la mulți ani celor care sărbătoresc ziua de naștere! Foarte multe informații avem pentru dumneavoastră în această dimineață. Iată, a trecut ceva timp din cadrul emisiunii matinale prima de dimineață, ediția de astăzi. Am tras așa cu ochiul în ziarele locale, naționale și mondene. Vă spuneam că avem foarte multe subiecte și să nu mai lungim vorba, să vedem care sunt acestea, pentru că vorbim și despre concursurile de la nivelul spitalului și concursurile din poliție, dar și despre alte subiecte imediat. Vă propun să începem cu ziarul Gazeta Nouă în această dimineață, să vedem care sunt cele mai importante și fierbinți subiecte ale momentului. Direcția Silvica urmează să primească cotele de vânătoare pentru noul sezon. Concursurile de la nivelul spitalului Slătinean se vor relua în mai și candidații respinși în prima fază se pot înscrie. Iată ce vă spuneam ceva mai devreme. Picați pe capete la concursurile organizate în această primăvară de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina. Candidații trebuie să se pregătească până în mai, pentru că în această perioadă vă spuneam că examenele vor fi reluate. La concursul de după Paște se pot înscrie și cei care au fost respinși în primă fază. Iată, vă spuneam și din alte ediții că Spitalul Slătinean are nevoie de infirmier, brancardier și asistenți medicali. Conducerea celei mai mari unități medicale încercând să rezolve într-un timp cât mai scurt acest deficit printr-un concurs. Managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Elena Vișan, își dorește însă ca să fie oameni pregătiți pentru că la concursurile organizate în această primăvară s-a picat pe capete. Căutarea angajaților pentru aceste posturi s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Continuăm acum cu alte subiecte. Să vedem care sunt acestea. Start la depunerea proiectelor pentru obținerea de finanțări nerambursabile. Municipalitatea Slătineană a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pentru ONG-urile sau persoanele fizice care vor să obțină finanțare nerambursabilă în baza legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Suma aprobată și prevăzută în bugetul autohton pe acest an pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes public local este de 1 milion de lei. Potrivit unui comunicat de presă remis de Primăria Slatina, proiectele pot fi depuse de către persoanele fizice și juridice, fără scop patrimonial, asociații și fundații în următoarele domenii: cultură, sport, educație, culte religioase, învățământ, sănătate. Programele și proiectele trebuie să fie de interes public local și să promoveze sau să adauge identitate imaginii municipiului Slatina. Așa că mult succes! Ultima zi pentru depunerea proiectelor este data de 28 aprilie la ora 16 la Registratura Primăriei Municipiului Slatina. Tot din ziarul Gazeta Nouă aflăm despre un tânăr înjunghiat în curtea școlii numărul 7 din Caracal. Au fost trimiși în judecată pentru furt de unelte electrice și un elev din București și doi din Olt, câștigătorii concursului de la Alexe Marin. Haideți să vorbim și despre astfel de lucruri, pentru că, iată, avem elevi meritoși.
Câștigătorii celui de-a 11-a ediție a concursului regional de informatică aplicată, infopractic, desfășurat sâmbătă la Colegiul Tehnic Alexe Marin din Slatina, îi găsiți în paginile ziarului Gazeta Nouă din această dimineață, numele lor și școala de unde provin. În paralel cu concursul s-au desfășurat și lucrările Simpozionului Național de Comunicări Științifice în domeniul informaticii infopractic, ediția a 6-a. Rămânem la Gazeta Nouă pentru că avem și informații din sport. CSM Slatina și-a asigurat prezența la barajul de promovare în Liga Națională. CSM Bistrița a promovat în Liga Națională și declarația antrenorului Gabriel Bărcină de la CSM Slatina: fetele au jucat extraordinar. LPS Slatina și-a aflat adversarele de la turneul semifinal. Informațiile în paginile ziarului Gazeta Nouă. Mergem mai departe la un alt cotidian local, eveniment de Olt. Fostul șef de la Doina Oltului trimis în judecată, vorbim de Costinel Alexandrescu, care a fost director al ansamblului Doina Oltului și omul de afaceri Petre Ilie, au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Slatina. Tentativă de omor în curtea unei școli din Caracal. Un tânăr de 19 ani din municipiul Caracal este acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, pe numele acestuia fiind emis sâmbătă un mandat de arestare preventivă în lipsă. Incendiu la Strejești. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în satul Mamura, comuna Strejești. Peste 40 de candidați pe loc la concursul organizat de IPJ Olt. Iată, nu numai la spital au avut loc concursuri, ci și la IPJ Olt. Înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor de agenții de ordine publică, organizată pentru completarea deficitului de personal existent la nivelul poliției române, s-a încheiat la Olt. Au fost scoase la concurs un total de 15 posturi, dintre care 14 destinate angajărilor din surse externe și unul prin reîncadrare. Iar până vineri, aproximativ 600 de olteni și-au depus la sediul poliției cererile de înscriere, vă spuneam. În total, 579 de candidați s-au înscris la concursul organizat de IPJ Olt. Vă mai spun și alte subiecte, însă doar titlurile acestei zile. Sesiunea specială a BAC-ului are loc la Brașov. Proiectele de interes public finanțate de Primăria Slatina cu 1 milion de lei. Iată, această informație v-am prezentat-o și din ziarul Gazeta Nouă. Infopractic și-a desemnat câștigătorii. APIA a început plata subvențiilor. Trecem și la Jurnalul Olteniei. Triplă lansare de carte la 91 de ani. Vedem imediat despre ce este vorba. Își ignoră bătrânețea și creează, iar ea îl iartă. Are 91 de ani și 20 de cărți lansate, 18 de poezie și 2 de proză. Acum scrie la alte 2 pe care își dorește să le lanseze. Dumitru Serafim, în poezie, are ca temă principală iubirea. La 25 de ani a scris primele versuri pentru iubita sa. El, cadru în armată, ea cadru didactic. Îndepărtarea a fost prima sa poezie, dar și cea care l-a făcut să creeze, iată, la 91 de ani. Încep audierile martorilor în procesul inginerului Șpăgar de la Compania de Apă Oltenia. Reîncep meditațiile gratuite la Universitatea din Craiova. Și informații din sport, acum Pandurii visează cele 3 puncte coase a Târgu Mureș. Managerul Spitalului Județean de Urgență Craiova, sistemul sanitar nu e la liber. Olchim sub lupa Comisiei Europene, pețitorii nu fug și în Mehedinți peste 300 de locuri de muncă puse la bătaie la bursă.
Vedem și alte subiecte din ziarul Gazeta de Sud din această dimineață. Primăria caută constructor pentru Business Center Sud. Vorbim de Primăria Craiova, care caută alt constructor pentru acest proiect pe fonduri europene, lăsat în paragină la sfârșitul anului 2015. Lia Olguța Vasilescu, test de integritate pentru PSD. Și alte informații de ultimă oră, prevenția și depistarea bolilor genetice se fac cu greu. Peste 50 de mineri pleacă în marș spre București. Casa de Cultura Sindicatelor, ruina din centrul orașului, unde se întâmplă acest lucru, găsiți în paginile ziarului Gazeta de Sud. Alte informații și în celelalte ziare locale, naționale, însă noi ne oprim aici, pentru că, iată, suntem la sfârșitul primei părți a matinalului Prima de Dimineață. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu invitatul zilei. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în direct în partea a doua matinalului Prima de Dimineață. Îi salut pe toți cei care au deschis puțin mai târziu televizoarele sau pe cei care ne urmăresc de pe site-ul televiziunii Prima TV Slatina și, bineînțeles, celor care ne vizitează pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Slatina. Acum trebuie să vă prezint invitatul zilei. Alături de mine se află doamna doctor Luca Violeta. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre biorezonanță, despre nutriție și, nu în ultimul rând, despre alergii. Cum pot fi tratate cu ajutorul aparatului Moreanova? În primul rând, ce înțelegem prin biorezonanță? Ce ar trebui să înțeleagă cei care ne urmăresc la această oră? Multe întrebări într-una și așteptați un singur răspuns. Este o întreagă filozofie, nu se poate răspunde așa de scurt. Biorezonanță ce înseamnă? De la bios, care înseamnă viu, și rezonanță, a fi în rezonanță cu, a intra în armonie cu. Medicina din ce în ce vorbește mai mult despre faptul că nu suntem doar până la nivel de atom, așa cum știam pe vremea medicinii din fizica lui Newton, și se vorbește despre subparticule ale atomului și s-a și dovedit științific aceasta. Suntem în perioada medicinii cuantice, care are la bază fizica lui Einstein, iar toate particule, subparticule atomului, s-a dovedit că acestea au energie, au vibrație. Deci noi suntem o sumă de subparticule ale atomului, fiecare cu vibrația ei, iar în total aceste vibrații adunate fac semnătura noastră energetică. Fiecare organism are semnătura lui energetică, care poate fi măsurată. Iar în momentul în care apare boala, boala duce la, este consecința acestui dezechilibru între normal, între semnătura energetică normală, vibrația normală și ceea ce s-a întâmplat acum. Ce se întâmplă în medicina vibrațională, care cu bucurie spun că de două săptămâni la sub egida UMF Carol Davila București se țin și în România cursuri de medicină energetică, de medicină vibrațională. Au început acum două săptămâni, se vor termina în 11 iunie acest calup. Medicina energetică este deja o știință, se vorbește mult despre ea, face parte din medicina integrativă. Iarăși o noutate pentru România și mai ales pentru, a zice că vă puteți bucura cei care ne urmăriți și care sunteți deschiși la ideea de medicină integrativă. A apărut primul ziar de medicină integrativă din România, un ziar național de sănătate, se publică lunar sub egida doctorului, profesorului dr. John Ionescu, care este un român plecat în Germania și care vine în fiecare lună și ține cursul de medicină integrativă la București. Deci mă întorc și spun că biorezonanța este parte din medicina integrativă, este, aparține științei care se numește, ramuri medicale care se numește medicina energetică. Se pare că și în România va fi, își va intra în drepturi așa cum se întâmplă în străinătate. Cursurile începând în străinătate a intrat de foarte mulți ani. A intrat de mulți ani. Da, a intrat de mulți ani, dar e frumos că ajung și la noi informațiile și ce mă bucură foarte mult este că
Ceea ce se întâmplă acum la, din punct de vedere al medicinii integrative, dezvoltă și această parte de biorezonanță, se dezvoltă și tot felul de principii de nutriție. V-am adus niște cărți, niște ziare care vorbesc despre asta. Cei care sunteți interesați puteți să găsiți materiale. În România deja suntem pe un drum bun, zic eu, cu oameni de marcă, oameni de renume, profesori universitari, medici care lucrează în clinici alopate, care au și această deschidere de studiere a omului dincolo de trup. Cum ne ajută biorezonanța în depistarea și tratarea afecțiunilor? Este simplu. Este simplu acum când înțelegem. Când până să... Nici pentru mine n-a fost ușor atunci când am aflat prima dată. Nu mi se părea că... Noi oamenii când nu vedem, energiile nu se văd, nu? Și când nu vezi, nu crezi. Așa suntem construiți. Dar principiul de biorezonanță este un principiu holistic care spune că noi suntem trup, minte și suflet. Cum vă spuneam, toate particulele emit vibrație, fiecare vibrație însumată duce la semnătura energetică, iar aceste aparate detectează ceea ce nu e rezonanță. Da? E simplu. Pe principii de care aparatele însumează, aparatul Moranova, să vorbim special despre acesta, însumează principii de homeopatie, de acupunctură, de electroacupunctură. Aici ce se întâmplă? Testez organismul dumneavoastră în comparație cu un soft care are energiile înmagazinate în soft, energiile sănătoase ale fiecărui organ al dumneavoastră. Și se constată dezechilibre. Ce nu este în rezonanță, este anunțat. Ce alte afecțiuni pot fi tratate cu aparatul Moranova? Prima dată să înțelegem un lucru. În momentul în care faci o investigație cu aparatul Moranova, aceasta este o investigație complexă care te pune în fața ta din punct de vedere intim, până la nivel de sindrom de proinflamație, să zicem, până la nivel de, eu știu, de starea mezenchimului, de pH-ul mezenchimal. Și în momentul în care afli aceste lucruri despre tine, îți poți face o imagine și persoana care te investighează îți dă așa o radiografie despre predispoziția ta. Pentru că, să știți, bolile în trup apar la ani de zile distanță de când apare disonanța vibrațională. Iar în momentul în care accepti că, făcând o astfel de investigație, tu ai de făcut niște corecții, este până la urmă cea mai frumoasă parte din medicină, și anume medicina preventivă. Deci, în momentul în care vii și afli despre o patologie care deja există, adică este instalată în trup, se numește ultima consecință, medicina alopată este ultima consecință în medicina integrativă, să zicem, medicina alopată, bolile în trup care sunt tratate de medicina alopată. Deci, în momentul în care vii la investigație și tu afli că ai o afecțiune în trup, aceasta nu este singura ta problemă, da? Pentru că tu ești pe un traseu în care mai ai niște vibrații care sunt disonante, nu mai sunt în rezonanță și ele pot să dezvolte alte lucruri. Deci această investigație este o investigație complexă care îți arată cum stai la acest moment și către ce te îndrepți. Iar terapia cu aparatul acesta este o terapie care lucrează la nivel intim, punând vibrațiile la loc. Cum se întâmplă asta? Pe niște principii de medicină cuantică, se numește energia punctului zero, sunt niște principii care se găsesc, v-am adus materiale pentru cei care sunt interesați, materiale există, sunt și materiale pentru medici și materiale pentru persoane care nu au studii medicale, dar care vor să studieze fenomenul. Deci, în momentul în care intrăm într-o terapie pentru ceva, ce avem de făcut este să comparăm ce vibrații avem, cu ce vibrații ar trebui să avem. Pe cele bune, aparatul le amplifică, iar pe cele rele, închipuiți-vă un sistem de creste și văi, unde-i creastă pune vale, unde-i vale pune creastă, ca să ajungem cumva la o linie izoelectrică. Deja a trecut ceva timp peste noi, am destul de experiență, au trecut mulți pacienți pe la cabinet. Vreau să vă spun că ce este cel mai interesant este că, din nou spun, și în terapie trebuie să fii la fel de responsabil ca și atunci când vii la investigație, pentru că și cu terapia trebuie să ai răbdare. Nu este ca atunci când ai febră și iei Nurofen și îți trece febra, da? Lucrând la nivel de vibrație, cum s-au stricat lucrurile încet, încet se și repar. Și atunci, ceea ce se întâmplă, observi în timp, cu excepția bolilor acute, mă refer la gripă,
Mă refer la viroze, să zicem, în general. Când se întâmplă, vin în primele 24 de ore, se întâmplă lucrurile ca să evolueze foarte frumos și atunci, sau durerea acută, cefalee, sau pentru fiecare spondilită. Terapie este un spondiloză. Anumit timp? Da, terapiile sunt niște, ca niște rețete. Se cuplează niște, se durulează niște programe, să zicem. Pentru că în situația în care dumneavoastră veniți la o terapie pentru, hai să zicem, pentru că aveți o tulburare de metabolism, ceea ce se întâmplă foarte des, adică colesterolul mare, glicemia mare, nu poți să faci, intri pe programul de metabolism, ele sunt foarte bine, este un soft extrem de sofisticat care știe exact ce are de făcut, există niște programe, iar acestea se combină, le combinăm în funcție de cauze. Niciodată nu o să ieșiți de la o terapie de la noi pentru metabolism fără să facem o detoxifiere universală care presupune și o detoxifiere și un lucru puțin pe intoxicația cu metale grele. Nu aveți idee ce lucru grozav de cumplite se întâmplă datorită intoxicațiilor cu metale grele. Cum se face această detoxifiere? Pentru că tot este sezonul, este primăvara și cred că este partea anului când ar trebui să ne îngrijim și de noi și de corp, de da, ceea ce repet, pe lângă ce faceți ca detoxifiere, eu știu că ce mâncați, mâncați altfel și mâncați mai multe fructe și legume, eu știu ce e o alimentație alcalină, asta lucrează la nivel de vibrații, vă spuneam, da? Corectează ceea ce a început să se strice. Și știți că dacă nu le vezi, repet, vibrațiile zici că nu se întâmplă nimic. Dar în momentul în care ai răbdare și în care ești informat și vrei să fii informat, vei constata că starea ta de bine se îmbunătățește categoric. Și se întâmplă de la cauză către efect, nu de la efect către cauză, cum se întâmplă de obicei medicina alopată. Cum ajută acest aparat în tratarea alergiilor? Pentru că primăvara și vara sunt foarte multe persoane care sunt alergice. Da. Și eu să știți că, chiar dacă n-am avut timp să vorbim înainte de a intra, mi-am notat niște întrebări de pe site-ul biomora.ro și multe din întrebări se leagă de ceea ce mă întrebați dumneavoastră, cum tratezi alergiile. Dar ce sunt de fapt aceste alergii? Știți ceva? Alergiile astea noi cred că au devenit din ce în ce mai... folosim din ce în ce mai mult această denumire de alergii, dar ar trebui să le separăm în alergii care sunt determinate, alergiile tradiționale care sunt determinate de un tip de imunoglobine care se numesc imunoglobine de tip E, dar ceea ce consider eu de când lucrez cu acest aparat am observat și din ce citesc mai mult, pentru că, să știți, este foarte greu să folosești o tehnică de ultimă generație într-o țară în care nu prea ai cu cine să comunici vis-a-vis de acest lucru. Și atunci mi-am căutat parteneri de discuție la Târgu Mureș, doamna doctor Ștefania Bratu, la București, în străinătate, unde oamenii se deschid și de aceea așa de fericită că se întâmplă și România să se strângă undeva într-o școală. Deci, ce am constatat eu cel mai mult este că aceste alergii sunt mai mult alergiile determinate de acele imunoglobuline de tip G, numite alergiile mascate. Intoleranțele alimentare. Iar în momentul în care copiii, da? Copiii care toată ziua sunt de alergii și care au tratament antialergic, adică antialergic împotriva AC. Este acel tratament care inhibă degranularea mastocitară și pe imunoglobuline de tip E. Dar în momentul în care constați că acel copil are o intoleranță alimentară și scoți alimentul la care copilul este intolerant, copilul nu mai face alergie. Înțelegeți? Și atunci ce este important să aflu? Ce e important? Duc copilul și dau antialergice la nesfârșit sau aflu cauza trebuie pentru care copilul... Trebuie să știm de unde a pornit această alergie. De unde alergie. A pornit, da? Și această chestie generală, că la primăvara toată lumea are alergie la polen, dar de ce, frate, avem mai mulți alergie la polen acum în comparație cu anii trecuți? Datorită intoleranțelor alimentare, pentru că noi am dezvoltat niște reacții destul de urâte, alergice le-aș putea numi, la tot ceea ce mâncăm. Și să știți că sâmbătă la București, în 19, sâmbătă e 19? În 16? E 16 sâmbătă? Eu nu știu exact în ce în 16, cam așa, da? Da. Este un seminar internațional
tocmai pe această temă de boli autoimune, alergii și discuție despre microbiom. Ce înseamnă microbiomul? Înseamnă acea structură, acea stare de sănătate a intestinului nostru, echilibru între fermentație și putrefacție, acea disbioză despre care medicina integrativă vorbește din ce în ce mai mult. Și dacă de la nivelul copilașului noi am putea studia ce stare de echilibru are între fermentație și putrefacție, n-am mai ajunge la aceste lucruri pe parcursul vieții lui. Deci alergiile se tratează cunoscând cauza pentru care copilul face alergie. Și să știți că de foarte puține ori, prin testele alergice clasice, poți să descoperi, pentru că se fac, au început să fie din ce în ce mai multe și foarte costisitoare, dar totuși puține în comparație cu ce poate să-ți arate un aparat de biorezonanță, un aparat modern de biorezonanță. Sunt mai mulți copii sau adulți care se confruntă cu alergii? Cu alergiile manifeste, cum le cunoaștem noi pe alergiile tradiționale, care vă spuneam că implică imunoglobulina de tip E, sunt copii. Dar cu stare de sănătate precară, determinată de intoleranțele alimentare, care și acelea sunt alergii, un alt fel de alergii mascate, sunt mulți adulți. Fiecare cu specificul lui. Cum pot fi tratate aceste alergii? Păi, în primul rând, trebuie să scoți din alimentație cauza. Și sunt programe de terapie, exact cum vă spuneam, tocmai pe echilibrarea acestor energii. Unde creastă punem vale, unde vale punem creastă, vă spuneam. Pe acel principiu de energie zero, v-am spus, de câmp energetic zero. Cum se desfășoară o terapie? O terapie durează între 30 și 60 de minute, depinde, în funcție de ce altă patologie aveți, ca să umblăm pe cauză și nu pe efect, așa cum vă spuneam, și cu detoxifierea. Și pacientul stă relaxat pe canapea, ține în mână niște electrozi, ascultă muzică de relaxare, foarte bine, e foarte relaxant. Nu e nimic dureros la cabine la noi. Exact asta vreau să vă întreb, dacă, nu știu, așa cum se întâmplă în tratarea afecțiunilor în mod tradițional, nu știu, cu medicamente, cu... Păi nu. Păi ce poate să fie? Câtă vreme lucrezi la nivel de vibrație, atingi un punct care este un punct de pe un canal pe un meridian energetic și acolo este punctul care dă ție informația despre cum rezonează organismul tău cu aparatul pe segmentul respectiv. Deci este o chestie de pur și simplu de contact cu un stilet care recoltează zeci de mii de impulsuri pe secundă. Presupun că pacientul trebuie să și creadă. Absolut. Să fie ferm convins de ceea ce îi se întâmplă. Da. Eu vă spun că aparatul ăsta nu-i pentru cine nu înțelege. Și nici tehnica în sine nu-i pentru cine nu înțelege. Dar viața ne dovedește cu pași rapizi că ne vom îndrepta către a căuta alternative dincolo de medicina alopată, pentru că ne uităm în jur și vedem că medicina alopată pierde teren datorită faptului că bolile sunt din ce în ce mai urâte, reacțiile adverse și efectele secundare ale medicamentelor sunt din ce în ce mai frecvente, iar eu așa observ în jur că oamenii încep să deschidă la minte și să caute astfel de informații. Eu mă și bucur cred că ar trebui să mergem pe prevenție. Da, absolut, dar medicina preventivă noi nu înțelegem, noi în România, pentru că n-am făcut-o în școală. Și să știți că mă bucuram grozav la cursul care a început de medicină cuantică, acesta de care vă spuneam că e sub egida Facultății de Medicină și Farmacie din București, când am văzut că a fost o secțiune de studenți. Deci ei au fost au avut o sesiune de studenți vineri seara, sâmbătă a început pentru noi. Iar aceștia au venit și sâmbătă și presiunea către minister este introdu în școala noastră informații despre faptul că suntem mai mult decât materie, suntem energie. Iar în momentul în care vezi tineri de 20 de ani care se pregătesc pentru această frumoasă și grea meserie de medic, îi vezi că sunt deschiși la ideea că noi nu mai suntem doar trup, a trecut această epocă, suntem energie, ai așa o speranță că lucrurile vor fi mai bine și în țara ta, pentru că ei vor fi noua generație care vom mai pune și noi ceva în balanță acolo unde suntem atât de puțini cei care spunem că e bine să facem ceva mai mult decât să luăm medicamente. Eu nu sunt împotriva medicamentelor, sunt medic alopat, dau rețete în fiecare zi, numai că consider că nu numai medicina alopată este
soluția. Și atunci când vin și ei alături de noi, eu zic așa că o să ajungem în câțiva ani să formăm o masă critică care va schimba. Și vor veni și pacienții cu noi pentru că ei deja constată că lucrurile nu mai funcționează. Da, așteptăm să se schimbe toate aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile cu care ați venit în casele telespectatorilor noștri și vă mai aștept cu mare drag în cadrul emisiunii. Cu drag. Trebuie să-mi iau la revedere și de la dumneavoastră, dragi telespectatori, celor care ați rămas în fața micilor ecrane până la această oră. Vă dau întâlnire mâine la 8:30. Până atunci, o zi perfectă și o săptămână minunată. La revedere!